Grupul de comunicare strategică a anunțat vineri că 149 de suceveni au primit rezultate pozitive la testul COVID în ultimele 24 de ore, perioadă de referință în care, la nivel național, au fost înregistrate 6.546 de cazuri. Numărul total al cazurilor înregistrate în județul Suceava de la începutul epidemiei a ajuns la 9.276, dintre care 7.137 de persoane au fost declarate vindecate. În spitalele din județ sunt internate 326 de persoane. La Spitalul Județean sunt 194 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, 85 de pacienți sunt în zona tampon și 316 pacienți sunt cu alte afecțiuni non-COVID. 19 pacienți prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI, dintre care 6 pacienți sunt ventilați mecanic. La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 93 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 2 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. La Spitalul Municipal Câmpul Lung Moldovenesc sunt internați 31 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 2 persoane suspecte. La Spitalul Municipal Vatra Dornei sunt internate 7 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, iar la Gura Humorului 8 pacienți testați pozitiv și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. În județul Suceava erau vineri 1454 de cazuri de infecție COVID-19 în evoluție, iar incidența acumulată în ultimele 14 zile era de 1,76 de persoane infectate la 1000 de locuitori.